Timp de 3 zile, în perioada 1-3 mai, Serviciul Rutier Suceava, împreună cu formațiunile de profil din teritoriu, sprijiniți de polițiști de siguranță publică, inclusiv din cadrul secțiilor de poliție rurală, a organizat și desfășurat acțiuni tematice în vederea depistării conducătorilor auto, care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice, precum și a celor care încalcă legislația rutieră în vigoare. În cadrul acțiunii au fost constatate 8 infracțiuni rutiere, au fost aplicate 92 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.911 lei, au fost reținute 6 permise conducere, 5 certificate de înmatriculare. Unui bărbat de 46 de ani din municipiul Suceava i s-a întocmit dosar penal pentru că a condus autoturismul având o concentrație alcoolică de 0,42 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În total au fost testați cu etilotestul 307 conducători auto.